Și poate ați fi întrebat, bine, bine, dar cum ne prezinți o mașină atât de jăgoasă fără să o speli înainte? Ei bine, acest review trebuia să fie unul real și să vină cu feedback-uri reale, așa că noi cumva deja ne-am dat cu ea. Vindem 4 Toyote și ne luăm un Can-Am. Această micuță bestie galbenă cu negru, care seamănă cu albinuță și zumzeie ca una, ne-a cam impresionat. Ce avem lângă noi? Avem un Can-Am Maverick R, mai exact XRS. Este un ultimul model de Can-Am, un Can-Am cu motor de 240 de cai, ceea ce e enorm la un bonderel de 800 de kg. Este singura mașinărie de genul cu cutie automată. În general, SSV-urile pentru transmisie folosesc acea curea cu variator, acea curea care nu rezistă de obicei în regim de off-road și din câte am înțeles nici măcar în regim de rally ride. Poate sunt ok pentru regim de hobby, dar nu pentru concursuri, atât la off-road cât și la rally ride, nu rezistă un concurs întreg. Dacă la primele modele de SSV-uri acea curea se schimba destul de greu, probabil producătorii au conștientizat că timpul este foarte important și la diverse modele au făcut din ce în ce mai accesibil schimbul de curea în timpul concursului. Ei bine, la această jucărie am scăpat de problema aceasta. Are o cutie DSG în 7 trepte, schimbă ca o mașină normală, DSG-ul e DSG-ul. Am fost impresionat, deși încă Zoli nu e obișnuit cu mașina, nu știm exact când să folosim reductorul, când să nu-l folosim, are nevoie să o ții turată, poate să schimbe, încă nu suntem obișnuiți cu ea, dar chiar și așa ne-a lăsat o impresie foarte bună. După cum vedeți, lipsesc bucăți din ea, toată mașina asta e făcută din bucățele de plastic care sunt detașabile, de exemplu unde am prins GoPro-ul e un sertar. În față am alt sertar, cred că de acte. Lipsește parbrizul, surpriză pe care mi-a făcut-o Zoli. Mi-a trimis filmări acum 2 săptămâni când m-a întrebat dacă particip alături de el la concurs. Prima mea întrebare a fost, ai parbriz? Da, 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 bineînțeles că avem parbriz. Din câte am înțeles, e o problemă des întâlnită la Can-Am-uri sau la SSV-uri în general. Ștergătorul funcționează și nu prea. Deși e o mașinărie aproape nouă, are undeva la 4.000 de kilometri, nici atât. Ștergătorul deja nu mai ștergea doar pe jumătatea lui Zoli, este un singur ștergător la mijloc, iar pentru a evita anumite probleme de vizibilitate am decis să-l dăm jos. Măcar se dă destul de simplu jos în 1, 2, nu știu în câte șuruburi, 6 șuruburi îmi zicea Zoli, plus ștergătorul. Acest tip de mașină este ușor de recunoscut în teren datorită acestor brațe atipice. Din câte am înțeles, au fost foarte multe review-uri și păreri contra acestor brațe, cum că ar fi foarte expuse, cum că s-ar rupe ușor. E drept, noi am și încercat să le menajăm astăzi, dar nu au dat semne de slăbiciune. E drept, poate chestiile astea se văd după multă, multă uzură, după ani de concursuri. Un lucru care m-a surprins, nu tocmai plăcut, SSV-urile vin cu funie, cu șufă, destul de scurtă, adică 14 metri, ceea ce la off-road de foarte multe ori este insuficient. Pe lângă acea șufă, troliul cu care vin ele dotate este unul foarte lent. E groaznic de lent. În rest, seamănă cam cu orice sunteți obișnuiți dacă urmăriți fenomenul la SSV-uri. Nu pot să zic că văd ceva diferit, așa că haide să dăm o tură cu ea. Un lucru frumos pe care îl vedem la acest SSV este faptul că are deschizătoare din afară. Are mâner. De obicei, toate SSV-urile se deschid dinăuntru, dar la acest model i-au pus și o clanță exterioară. Ce am descoperit e că are foarte, foarte mulți senzori, atât la centură, la ușă deschisă. Senzori care ori îți fac scandal, ori te limitează la puterea pe care o poți folosi. Un lucru atipic la SSV-uri cred că este acest display. Nu cred că ați văzut la foarte multe mașini de off-road. Display în care poți să-ți setezi modul de condus, modul în care se schimbe vitezele, cutia, consumul, cât orice român e curios de cât consumă. Astăzi, în 50 de kilometri, a consumat o liniuță din 2, 4, 6, 8, 9 liniuțe. Deci avem încă 8 liniuțe. Pentru consum poți să iei liniștit. Avem foarte multe butonașe pe aici. Avem setările de suspensie. Asta îmi zicea Zoli. Tot insista că este suspensie activă. Din nou, aștept în comentarii să-mi explicați ce înseamnă suspensie activă. Avem padele, ca să schimbăm vitezele manual când suntem supărați. Butonul de troliu. Da, nu sunt eu obișnuit,
cu direcția. Dacă sunteți urmăritori ai vlogului, știți că eu de obicei folosesc nuca pe volan. Ei bine, aici avem o direcție foarte, foarte scurtă. Mi-a luat, cred că vreo 5 minute să reușesc să plec de pe loc din parcul tehnic cu ea. I-am promis la Zoli că merg încet, cu grijă, să nu stricăm nimic. Avem aici afișajul treptei, îl avem și în afișajul de la pilot. Și un lucru foarte frumos și foarte util, mai ales la concursuri, este existența acestui kilometraj, pentru că pe noi ne interesează foarte des viteza cu care mergem. Atunci când suntem pe limitări. În schimb, claxonul ăsta nu-l suport. Bun, am zis că mergem frumos, da? Imaginați cât de ușor se ajunge. La 80-90 la oră cu jucărioara asta. Dar efectiv. N-am numărat secundele. 240 de cai pe o jucărie de 700 de kilograme. E o bestie. Nu poți numai să zâmbești în timp ce o conduci. Cum schimbă ea vitezele. Ne vindem Toyota și luăm vindem 4 Toyote și ne luăm un Can-Am. În concluzie, e o jucărie pentru oameni mari. Într-adevăr, cred că nu e foarte accesibilă tuturor. Prețurile sunt, din câte am văzut, undeva în jur de pornesc de la 25-28.000 de euro. Asta cea mai basic echipare, dar cu siguranță merită toți banii. Da, cred că mi-au scăpat multe detalii, dar dacă aveți alte întrebări, vorbim cu Zoli, ne mai dă o tură oricând, oriunde și chiar vă invităm să folosiți secțiunea de comentarii pentru orice altă curiozitate, atât despre mașina asta, cât și despre poate ați văzut voi vreo mașină prin campionat și sunteți curioși de setup-ul ei. Până data viitoare, eu sunt Kivi de la Transuman4x4.ro. Nu uitați, like, share and subscribe.